dragi telespectatori, să fie distracție mare pentru nașii mei, familia Ciupilan, de la Huș. Lor de nu știți, ăsta-i domn Vasile, mi-a cinstește într-una și bem din trei zile. Fraților de nu știți, cine-i domn Vasile, mi-a cinstește într-una și bem din trei zile. N-am Vasile, toană vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. N-am Vasile, toană vin și bea, hai să bem cu toții, frumoasă-i viața. Vasile, tributoaie pline, vrea să bem cu dânsul, ăsta-i domn Vasile. Marinea Vasile, tributoaie pline, hai să bem cu dânsul, hai și tu vecine. Neam Vasile, toamnă vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Neam Vasile, toamnă vin și bea, hai să bem cu toții, frumoasă e viața. Vasile, vino cu găleata, hai că data asta parcă ne-ai dat gata. Spatinea Vasile, vino cu găleata, hai că data asta parcă ne-ai dat gata. Neam Vasile, toamnă vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Neam Vasile, toamnă vin și bea, hai să bem cu toții, frumoasă e viața. Vasile, mai petrecăreți, vesel ziua toată, harnic și glumeți. Așa-i nea Vasile, mai petrecăreți, vesel ziua toată, harnic și glumeți. Nea Vasile, toamnă vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Nea Vasile, toamnă vin și bea, hai să bem cu toții, frumoasă-i viața. Cu toții vinul din butoi, hai din nea Vasile, hai și tu la noi. Am băut cu toții vinul din butoi, hai din nea Vasile, hai și tu la noi. Nea Vasile, toamnă vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Nea Vasile, toamnă vin și bea, hai să bem cu toții, frumoasă e viața. Nea Vasile, chiar iubește viața, bea cu noi Vasile până dimineața. Să nea Vasile, chiar iubește viața, bea cu noi Vasile până dimineața. Nea Vasile, toamnă vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Nea Vasile, toamnă vin și bea, hai să bem cu toții, frumoasă e viața. Dragii mei, vă rog să rămâneți împreună cu mine, că surpriza serii, de fapt, a emisiunii noastre, este maestrul Sergiu Băluțel, prietenul meu de la București, Via Chișinău, bine ați venit. O să vă aduc și un microfon, dacă... Așa, rog regia tehnică, cum se spune, eu între timp mă uit și rog regia tehnică să ne aducă un microfon, să ne aducă un șpriț aici, că e ora veselie, domn. Butoaiele încă n-au venit, dar o să vină. Bine ați venit la ora veseliei. Bine v-am găsit, domnul Eugen, și vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Așa, da, uite, te întâmpinați cu această ulcică fermecată. Bravo!
Care... Sunt pentru prima dată la emisiunea dumneavoastră, aveți o emisiune superbă și sper că o să vin de câte ori o să mă invitați. Cu mare drag. Așa. Să fac și un cadou, un CD de-al meu. O, aplauze, o să-l prezint și la o cameră. Vă mulțumesc foarte mult. Să știți că întotdeauna eu am zis așa, cel mai frumos cadou pe care noi artiștii îl putem face prietenilor noștri, rudelor noastre, cunoștințelor, celor care ne găzduiesc în toată țara, este un compact disc. Pentru că în urma noastră trebuie să rămână eternitatea. Deci trebuie să rămână aceste CD-uri și vă mulțumesc din tot sufletul și să știți că pentru mine este un dar de mare, de mare suflet și mă bucur foarte mult și vă îmbrățișez cu gândul meu curat pentru acest CD, pentru că știu, vă cunosc activitatea și mă bucur foarte mult că ați acceptat să colaborăm atât la emisiunea noastră și o să vinem și cu taraful cel mare, cu țambal, cu contrabas, cu instrumentiști, ca să arătăm românilor că Eugen Ungureanu merge tot înainte, nu dă înapoi caracu, e zodea fecioare. Maestre, câteva cuvinte din activitatea dumneavoastră pentru ca telespectatorii noștri să vă cunoască mai bine. Știu că v-ați născut în Republica Moldova sau greșesc? Da, sunt născut în Republica Moldova. Așa? Și de 6 ani jumătate m-am mutat la București cu familia și... Aveți cetățenie română acum, sunteți de-al nostru, cu pașaport în regulă. Cu pașaport foarte frumos, cu actele în regulă. Foarte frumos, asta așa îmi place. Activitatea dumneavoastră nu este primul, că eu la telefon v-am spus. Eu am casetele, aveam un prieten și salut pe prietenul meu Vasile din Chișinău, care săracu venea cu portbagajul plin cu casete la mine și Vasile mi-a adus casete. Printre casetele, inclusiv cum îl cheamă, Anatol și mai cum îi spune? Ha? Din Republica Moldova, cum îl spune mai că am uitat numele, dar nu contează, un prieten de-a meu, Dumitraș Anatol. E un artist care cântă în special la petreceri, la nunți și am învățat multe cântece de-a lui. Nu mai vorbesc maestru Mihai Ciobanu, Zinaida Julea, lăutare de la Chișinău, acum mai nou și frații Advahov care sunt prieteni noștri, dar vorbesc de pe vremea când erau casetele și una din casete, ce crezi? Sergiu Băluțel. Să știți că am acea casetă și o să o aduc într-o emisiune, să o arătăm pentru că este... una din primele dumneavoastră casete pe care le-ați realizat. Și atunci eu, mergând la petreceri, soția mea, DJ Lili, care dă muzică singură la o petrecere, singură, atenție, dragi, avem concurență serioasă. Ne trebuiau aceste melodii ale dumneavoastră. Și acolo am găsit melodii și din Republica Moldova, dar am văzut că ați abordat și unele prelucrări românești, din toate, zonele. Și nu numai la saxofon, la ce instrumente la mai cântați? La saxofon, la clarinet... Mai cânt și la caval, fluier, ocarină... Nu mai spuneți că plătiți după aia impozii pentru fiecare instrument. Ce melodii ne-ați pregătit? Deci am pregătit... Prima melodie va fi o horă lăutărească pentru saxofon și a doua melodie va fi bătuta lui Dascăl. Deci este compusă de maestru Ion Dascăl, dirijorul orchestrei Mugurel din Chișinău, că eu am activat și la el în orchestră. Aplauze! Și aș vrea prin intermediul televiziunii favorit să-i salut pe maestru Ion Dascăl, pe maestru Bodgros, că am fost angajat la el, cu tot respectul, și pe restul dirijorilor, că sunt mulți dirijori foarte talentați în Republica Moldova, Petre Frecăuțanu, Mihai Mihalachioaie, Petrica Neamțu și mulți alții. Cu această ocazie, aplaudați, vă rog! Cu această ocazie vreau să mulțumesc și eu maestrului Bodgros pentru că mi-a cântat la nunta de argint. Maestre, vă iubim! Și dumneavoastră, maestre, vă invităm să ne cântați, dați la mine microfonul, că eu o să dau fuga să beau o bere și mă întorc repede înapoi. Maestrul Sergiu Băluțel cântă pentru noi! Thank you.
stați așa. Aplauze, aplauze. Mai, nu se aude. Ați obosit, eu nu? Eu n-am obosit, dragi telespectatori, pentru că vreau să vă spun un secret. Atunci când muzica este frumoasă, atunci când muzica este interpretată cum se cuvine, mult puțin, dar eu mă simt foarte bine. Ok. Vă mulțumim, vă felicit, dar vă rog să rămâneți lângă mine. Și acum să vă spun partea serioasă a lucrurilor. Deja ați văzut că m-am schimbat la față, nu? Uitați-vă, nu? Ia, personalul de aici, de la Hotel Europa, să rămână pentru tot personalul. Eu când mă duc la o petrecere, dragi telespectatori, care mă cunoaște și mă cunoașteți destul de bine, și cu bune și cu rele, întotdeauna am făcut o dedicație personalului de la bucătărie prima oară și personalului care ne-a servit în această frumoasă ediție a emisiunii Ora Veseliei de la televiziunea Favorit. Dar să vă spun de ce m-am întristat, de ce m-am schimbat la față. Minevasta furioasă. Să vedeți despre ce e vorba. C-am plecat din nou de acasă, ram tai dir dir la. Minevasta furioasă, ram tai dir dir la. C-am plecat din nou de acasă, ram tai dir dir la. Că m-am dus la neamintică, ram tai dir dir la. Să mai beau o țuică mică, ram tai dir dir la. Că m-am dus la neamintică, ram tai dir dir la. Să mai beau o țuică mică, ram tai dir dir la. Acum mitică, ram tai dir dir la. Știe ea la o adică, ram
Am o surpriză foarte mare, fiți foarte atenți, toată lumea liniște în sală. Frații Ungureanu sunt aici pe scenă și o să-i prezint pe fiecare. Nu-i glumă, aplaudați, nu-i glumă. Frații Ungureanu, adică, ia să-i prezentăm pe fiecare. Domnul Eugen Ungureanu, în primul rând, bine v-am găsit la ora veseliei aici, la Favorit TV. Unul din frați, da. Corect. Dar cu permisiunea dumneavoastră am să prezint colegii mei din formație și să spun că nu sunt rudele dumneavoastră. Ce rău, nu sunt rudele dumneavoastră, sunt frații Gigel și Gheorghiță Ungureanu și finul meu, Lucian Ungureanu, de la Coroiești, de lângă Bârlad. Aplauze pentru frații mei Ungureanu! Și împreună cu mine, cu Vasile Roșca de la Perieni, împreună am închegat acum peste 20 de ani în urmă formația Compact Star. Formația Compact Star sunt niște băieți extraordinari. În avantpremieră vă spun că am ascultat eu întotdeauna, am privilegiul deosebit să ascult eu primul melodiile și abia după aia nevastă mea. La melodii l-a ascultat primul. Foarte frumos cântă, dar înainte de asta, eu zic întâi, dacă mi-ai pregătit mie chestia aia frumoasă, fiți atenți, are așa un text, a? Îl spunem? Sigur că da, domnul Eugen Ungureanu, așa. Pentru că suntem la ora veseliei, da? Ora bunei dispoziții. Și ora bunei dispoziții, cred că ar trebui reamintit pentru cei care nu și-l amintesc, acea aventură banală a lui Ion Pribeagu, da? Am zis că arată către mine. Nu. Te las să spui momentul. Da, bineînțeles. Și după aia prezinti și melodii și cântați, da? Bineînțeles. Bun. Aplauze. Mulțumesc. Deci într-o seară pe la 10 n-a fost cald, dar nici prea rece. Am avut o aventură nici cu o blondă, nici cu o sură. O cucoană delicioasă, nici urâtă, nici frumoasă. Am intrat cu ea în vorbă. Nici de cosmos, nici de ciorbă. Avea ochii ca doiaștri, nici căprui, dar nici albaștri. Gura dulce, zâmbitoare, nici prea mică, nici prea mare. Sânii două turturele, nici prea mari, nici mititele. Și-mi vorbea mai mult în șoaptă, nici prostuță, nici deșteaptă. Ne-am plimbat vreo 5 minute, nici încet, dar nici prea iute. Povestind ca la Geneva, nici de Adam și nici de Eva. Și-am ajuns la ea acasă, nici prea înaltă, nici prea joasă. Locuință minunată, nici murdară, nici curată. Mi-a dat o cafea ușoară, nici prea dulce, nici amară, și a început să se dezbrace și pe încolo și pe încoace. I-am sorbit formele toate și prin față și prin spate, pielea cu miros de nalbă, nici prea neagră, nici prea albă. Cum o sărutam în beznă, nici pe nas, dar nici pe gleznă, bate cineva la ușă. Nu-i nici neam, nu-i nici mătușă, e bărbat sujan din piață, fără ciop, fără mustață, în mână cu un baston de mire, nici prea gros, dar nici subțire. Inimioara mea pustie, nu-i nici moartă, nu-i nici vie, un fior rapid mă trece, nici prea cald, dar nici prea rece. Și cum mă rugam, prea sfinte, n-am fost prost, dar nici cu minte. Doamne, aruncă-mă din ladă, nici în curte, nici în stradă. Deodată ușa scapă, nici se sparge, nici se crapă. Și stă Jean ca un sihastru, văd nici verde, nici albastru. Ce cauți aici, mă întreabă? Eu nici în pripă, nici în grabă i-am zis fără să-mi dau seama, păi nici pe tata, nici pe mama. Aștept ca ni priceputul un tren sau autobuzul. Și-o curs la bastoane în minim. Nici prea multi, nici puțini. Restul nu are importanță, nu spital, nu ambulanță. Știu că am stat 3 luni jumate, nici pe burtă, nici pe spate. Și de atunci mi-i viața roză, nici în versuri, nici în proză. Dar mai vreau o aventură, ori cu o blondă, ori cu o sură. Deci în seara asta, la ora veseliei, împreună cu colegii mei, o să vă prezentăm 6 melodii. Programul va fi deschis de Gheorghiță Ungureanu cu o horă frumoasă lăutărească, o sârbă moldovenească, Gigel Ungureanu, după care am să vă prezint o melodie de petrecere, mi-am propus să petrec. Programul va continua din nou cu Gheorghiță Ungureanu,
o doină mică și o sârbă frumoasă moldovenească, finuțul meu la orgă o horă frumoasă, lăutărească, după care vom încheia cu o sârbă frumoasă de joc, crenguță de busuioc.
Prin intermediul orei veseliei, prin intermediul televiziunii Favorit, vă rog să-mi permiteți să facem și noi o dedicație, deci pentru toți fanii noștri din zona Bârladului, de la Coroiești, de la Perieni și toți cei care au avut amabilitatea de a ne invita să le fim alături cu ocazia diferitelor bucurii, petreceri care le-au avut în familie și pentru toți cei care ne cunosc, să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți! Merită.
Mulțumim din suflet domnului Eugen Ungureanu pentru invitația ca formația Compact Star din Bârlat să fie prezentă în ora veseliei. Așadar, după ce formația noastră a evoluat în cadrul emisiunii Primarul Favorit, în cadrul emisiunii Festivalul Primarilor Artiști de la Ninoasa, iată că astăzi am fost prezenți în mijlocul dumneavoastră și pentru dumneavoastră în cadrul emisiunii Ora Veseliei de la Favorit TV. Mi se topea inima. Hai într-un zi, hai odată.
găini. Și cum stam plutind în ceață, o băbuță îndrăzneață m-a șfăcat cu mâna ei și m-a tras între plăcăi. Muzica a cântat cu foc, eu cu baba la mijloc. Baba tare mă învârtea și de cap mă amețea. Muzica a cântat cu foc, eu cu baba la mijloc. Baba tare mă învârtea și de cap mă amețea. Hai mândruță, hai o tată, hai din babă, din mă scapă. Că dacă-i mai zăbobi, baba rău mă pinte și hop, hop, șa-șa. Bravo! Tu ești cea mai frumoasă. Te simt aproape când în ochi mă privești. Tu ești cea mai frumoasă. Ești ca un vis venit acum din povești. Tu ești cea mai frumoasă. Sunt fericit când știu că tu mă iubești. Tu ești cea mai frumoasă. Iubirea mea vreau acum s-o primești și în visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea. Iubirea mea vreau de-acum s-o primești și în visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea.